Am un bărbățel ciopan, la 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 la, ne-am căsătorit de un an. Iubitul meu soț îmi spune așa: Felicia, cu tine nu poți să mă duc la furat. Au, Doamne, faină-i viața, hai, dar numai așa, cu oile și badea, hai, dar numai așa. Să vă fie de bine. Ce? Ce drag? Mami, numai puțin, că îi place. Ce s-a întâmplat, Feli, mama? Unui vinu Gheorghiuliu, di-di-di-di-di-di-da-di-da-di-da. Unui vinu Gheorghiuliu, di-di-di-di-di-da-di-da-di-da. Bă, dar nu asta e. Nu-ți plăcea ceea ce vezi? Eu nu vreau duet. Eu nu vreau duel, eu vreau duet. Besta me mucho. Besta me mucho. Killing me softly. Killing me softly. Salvează numărul în agenda, că te duci la Sebe și spui: Florina, tu mă crezi sau nu că am numărul lui Brânciu? Du-te, mă, de aici, no, mă! Vai, ce fain! Dar ce s-a întâmplat? Mă, dar ce-i cu reacțiile astea? Vine să pup foaia asta. Vinui din și garare, poate vântul frunzării, vin și iară. One, a two, one, two. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Pare rău, sunt ocupat. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Whoa, 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 whoa. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun. Ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow. That's right. In a one-horse open sleigh. Ba, 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 ba. All the fields we go. Laughing all the way. Bell, bells up up there ringing. Make the spirits bright. What fun it is to sleigh, sleigh, sleigh. Să vină ceaiul, să vină ceaiul. Ai comandat ceai? Am comandat cafea, am comandat apă, am comandat... Iubire, adu un Palo Santo să fie o vibe de Crăciun. Ea este Andreea, fata mea cea mare, ai cunoscut-o? Te rog, treci pe lângă noi, așa cu un, așa. Așa, să vă curăț un pic aici. Da. Curăță. Așa? Bravo. Așa zic și eu. Palo Santo, poate nu știi? Nu-ți place nici ție mirosul? Ah, place. Eu îl ador, Cătălin, gen... Ia să-ți mai dăm un pic, că poate de anul. Îl ador pe Palo Santo? Da, îmi place de Palo Santo. Am vrut să-mi iau rochia din videoclip, dar ai zis să fiu simplă. Ca să vin deci să-ți fac aici o surpriză. Deci cum ar fi fost eu în tricou și tu în rochie? Rochia aia de doamnă, așa cu voi. Spune-mi că n-ai de când. Vreau să te întreb dacă tu crezi în Moș Crăciun. Cred în Moș Crăciun. Dar el crede în tine? Iată o poantă la începutul podcastului, senzațional! Asta este timp că îmbătrânești, Horia. Astea sunt glume de bătrâni. Dar zi-mă o glumă de tinerică dacă ai. Păi n-am, eu sunt mai bătrână decât tine. Vezi? Mie mi s-a spus, că am văzut la cineva și mi-a spus: Horia, tu ai miliarde de ani.
V-ai mai dat vreo 2-3 miliarde de ani. Nu știu ce experiență de viață. Andreea, ce ai deschis aici? Că ai dat cu Palo Santo și ne dă cu Afterlife. Ne dă cu vieți anterioare. Că nu Afterlife, deschide subiectul. Un film de Ricky Gervais. Bun. După cum știi, eu dacă atac subiectul Crăciun, nu mă las de el. Spune-mi mie cea mai frumoasă amintire de Crăciun pe care o ai de la Sebeș. Cea mai frumoasă... Băi, stai. Sunt mai multe? N-am amintire de Crăciun, dar am amintire de colindă, când mergeam cu colindul. Ne explicăm, pentru că și eu mergeam la Brașov, dar nu mă interesează Sebeșul astăzi. Eu mergeam la corul bisericii, unde am învățat să cânt pe voci. Și m-am dus aproape în tot cartierul într-un an cu prietenele mele de la bloc, cu care în vacanțele de vară refăceam această trupă Spice Girls de Sebeș. Scuze-mă, Spice Girls care cânta colindă? Spice Girls care nu cânt. Vara cântam, eram pe dance, iarna eram pe colindă. Și mergeam în tot cartierul. Așa. Și cântam pe voci sus la poarta raiului. Oh, și plângeau oamenii și făceam bani. Superb era. Nu pot să cred. Da, deci, asta e prima. Dragii mei, ne pare foarte rău, dar acum... Mă pui să cânt? Cântăm? Gata. Vom întoarce puțin timpul înapoi. Era în 1990. 5 ani, 6 ani, 7 ani, 8 ani. 10 ani, cam așa. Era în 1996. Atunci, la Sebeș, de undeva de peste o colină, se auzea o voce frumoasă de fată, însoțită acum de niște voci de băieți. Sună așa. Sus la... Poarta raiului. Hai, nu mă emoționa, mă dai cu plâns, că ne și auzim așa frumos. Nu. Aoleo, dar sunteți pregătiți? Bine. Ce frumos. Cei de acasă nu știu ce frumos mă aud eu în căști. Foarte frumos. Ei simt tot ce se întâmplă. Îți spun eu. Sus la poarta raiului, poarta raiului, și-a de turma tatălui, turma tatălui, lui vin și iarăși vin, bate vântul frunzalii, vin și iarăși. Ce frumos. Bă, nu cântam așa de frumos. Dar nu, cântam. Dar nu, tu cântai frumos, nu contează. Nu, oricând. Eu cred că eu te cunosc de foarte nu de foarte mult timp. Nici n-au trecut 10 ani de când te cunosc. Aproape n-au trecut. Au să notez asta pentru o piesă pe care o fac în viitor. Aproape n-au trecut. Aproape n-au trecut, iubirea mea. Cum ar fi? Draga mea, iubirea mea. Deci n-am plâns.
N-am plâns. Deci n-am plâns până șervețele. Dar m-am emoționat foarte tare. Da. Eu când mă duc în copilărie și mi-amintesc așa de cântat de începuturile mele, așa... Și am mai zis eu poveștile astea că atunci când îți spui amintirile și alea sunt adevărate, le tot repeți. Adică devii la un moment dat, peste ani devii plictisitor și ai mai zis asta, ai mai zis asta. Eu niciodată nu ți-am auzit amintirile din copilărie de la Sebeș. Mie mi se pare că Sebeș e un loc foarte frumos, propriu pentru asemenea tip de amintiri. Crede-mă, adică Sibiu, Sebeș, acolo trebuie să existe un mister, un mistic frumos pe care, da, care învăluie tot locul respectiv. Îți dai seama că eu de când mi-am dat seama că Noica a fost la Păltiniș și toate aventurile, zic, băi, acolo trebuie să mă duc mai mult. Din păcate, nu am fost de prea multe ori, asta este regretul meu și de aceea vreau să te aud pe tine spunând totul despre Sebeș. Astăzi vreau să aud totul despre Sebeș. Întreabă-mă. Cine e primar? Nu, glumă. Aoleu, asta chiar nu știu. Nu mă interesează. Zim dacă tu de Crăciun primești... Să vezi acum comentarii. Îmi faci de râs. Da, îmi pare rău. N-am treabă cu... Nu, dacă vrei să îmi dulcesc, primărița inimii mele este Alice. Și am îndulcit-o. Știi? Bravo, da. Da. Iar viceprimarul este fiul. Vreau să te întreb ce ai primit. Dacă ți-aduci tu aminte de un cadou de Crăciun. Păi, Horia, dragă, ce să zic, primeam vreo 2-3 portocale, fructe astea și foarte multe perechi de șosete, pentru că mama a lucrat la o fabrică de șosete. Scuze-mă, o șosetă de asta ai primit vreodată? Niciodată. Era, deci aceasta este ultimul zvâgnet. Dacă vrei să mănânci, dacă vrei ca... Asta e ciocolată. Asta e șoseta de Crăciun. Totul e roz. Cu anumite elemente de ochiuri. De ce șosete? Pentru că primea mama de la lucru, nu știu cum era atunci, de la Cicerom, da, lucra acolo. De și la cine? Cicerom, așa se numește. Sergiu, tu ai lucrat la Cicerom? Eu sunt din Ardeal, ca și ea. A, deci tu știi atunci. Sigur. Și știi ce mai primeam? Te rog. Aveau resturi din alea la fabrică de elastice și primeam câte o pungă din aia mare și ne făceam în fața blocului cu fetele elastice ca să sărim. Ai, ai, ai. Mie, nu știu dacă mi-e rușine să spun, dar elasticul era preferatul meu. Băi, vă spun sincer. Ceva nou, ce nu știați despre Horia Brenciu? Sărea elastic. Asta l-am zis în viața mea. Nu știu, am fost întotdeauna varză la elastic. Era Maia care numai stătea și ținea elastic. Maxim până la genunchi săream. Când ajungeai cu elasticul la sfund, eram eu, stau eu că-s mai înaltă. Stau eu, voi săriți. Dar erau numai cu fete, numai cu Spice Girls sau mai era și Backstreet Boys prin Săcele? Mai erau. Săcele. Nu știu ce cu Săcele. Iartă-mă. Mai erau și Backstreet Boys, dar nu-i băgam în seamă pentru că totul era despre noi în cartier acolo unde m-am născut eu și anume Mihail Kogălniceanu. Era un fel de... Care e cel mai rău famat cartier din București? Eu ziceam să băgăm Brooklyn. Ferentariș. Iș. Cu de toate, da. Adică și făceam artă, vezi că oriunde făceai artă. Mm-hmm. Păi nu făceam coreografii pe piesele trupei Genius. Poftim? În orașul trist, luminile s-au stins, lumea e rea și viața este grea. Noapte, frig, în orașul ăsta, frate, nu e mai nimic. Îți explic, Horia, când vrei, facem un moment. Nu știu dacă sunt filmați băieții care... Ce scuze, să dea subscribe toți fanii Genius. Ce scuze, dar eu sunt cu... Na. Mi se spune deseori de... Bă, mai să dea subscribe, bă. Și fanii și care nu sunt fanii trupei Genius. Da. Iartă-mă, dar mi-a venit o idee formidabilă. De ce tu... Uite, îți propun asta pentru anul viitor. De ce tu n-ai luat câteva prietene de ale tale de acum... Să faceți un moment de genul ăsta, cu siguranță, acum când la putere este online-ul, să spun așa, dacă tu postezi o chestie, o simplă chestie, pe TikTok sau pe ce vrei tu, cu prietenele tale de acum, făcând trupe Genius, cu mișcări de genul, eu prima dată te văd făcând asta. Că mor de râs! Deci... Eu mai amintesc coreografia de pe Orașul Trist, Horia. Eu efectiv îmi amintesc coreografia de pe Orașul Trist. În Orașul Trist, jur. Dacă mă pun un pic cu prietena mea cea mai bună, care și ea era în trupă. Am rugăminte. Colegi, Cristi, Sergiu, Edi.
Vă rog frumos, hai, hai, lasă puțin chitara, Cristi. Nu, 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 nu. Ne luăm după tine, ne luăm după tine, acum. Păi cum vedem? Nu, că acum am emoții. Ah, ok. Nu am chiar... Dar fii atent că filmezi și strimit și poți să faci ce vrei cu filmarea respectivă. Poți să o pui unde vrei tu. În orașul trist. Da? În 1900... Doamna. În 2013 te vedeam pentru prima dată. În 2013 mă vedeai? În 2012 sau 2013? În 2012, Horia. Iartă-mă. Este tipic bărbătească. Mintea îmi joacă feste. Îmi joacă feste. Important să fiu felicit. Pentru a prefața următorul lucru, vom cânta Felicita. Nu, te rog. Abandonați, nu cântă Felicita. Deci toată copilăria mea m-a blestemată. Cum te cheamă? Feli, de la ce vine? De la Felicita. 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 Nu mai. Nu mai. Ai făcut asta odată la Sala Palatului. Scuză-mă. Să dea subscribe. Oamenii care n-au auzit niciodată melodia Felicita. Și acum da. 18 minus. Asta va fi. Ok. Ok. Ne vedeam pentru prima dată. Iartă-mă, iubita mea Feli, dar pentru prima dată noi nu ne-am văzut. Noi ne-am auzit. Practic, da. Eu te-am auzit. Eram cu spatele la tine. Îmi cer scuze încă de pe acum. După 9 ani. După 9 ani. E bine, atunci, hai să-ți aduc aminte ce s-a întâmplat. Nu știu dacă ai intuit tu întrebarea asta, dar mie îmi stă pe suflet întrebarea asta. Pentru că am dat timp înapoi și m-am întrebat. Veneai în 2012 la Vocea României, pășeai cu oare încredere și forță, pentru că am revăzut imaginile zilele trecute, telespectatorii au la dispoziție YouTube pentru acest lucru, iar tu făceai așa. Cântai, cântai, cântai. Smiley și Moga s-au întors primii, iar eu m-am întors pe ultimul acord. Loredana avea alte treburi. Bun. Povestește tu mai departe, te rog frumos. Ce ai făcut după ce s-au întors cei trei bărbați și pe cine ai ales? Păi l-am ales pe Moga. De ce? Uite, tu... fată frumoasă din Sebeș, de ce l-ai lăsat atunci pe Moga? Pentru că Moga a fost proiecția mea vreo foarte mulți ani până să... Proiecția ta? Da, pentru că m-am gândit... Eu când am început să scriu muzică, nu știam ce înseamnă producție muzicală atâta de mare. Mai mergeam din când în când în studio la Eddie Schneider, dacă îl știi, el era la un moment dat DJ Phantom pe vremuri. Și era primul studio în care eu intram și făceam spoturi publicitare, mai una alta, mai ne jucam pe acolo nu știu ce, dar așa, pe bune, pe bune de producție, n-am mai auzit până la Moga. Și totuși, până la el, ascultam piese gen pe care el le producea și eram, băgam-i și picior, dar parcă-i scrisul meu, băgam-i și piciorul, parcă... Practic erați, aveați pe undeva aceeași lungime da, de undă. Da, era același film... ca și compoziții și așa, și ca și gen de muzică pe care eu l-aș fi cântat, era fix ce producea interesant. El atunci. Și după aia am aflat de el, am aflat că e din Alba și s-a transformat așa într-o treabă din asta subiectivă, de tipic, gen, ăsta e de-a meu. Vai, bună-i, vai. Adică, no, bine să nu... Mea, creță-i, vai bună-i, vai creță-i. Să ne înțelegem, da. Marius Moga e un producător foarte talentat și ce e a lui, e a lui. E a lui, e a lui. Și atunci, când am ales să mă duc la Vocea României, am mai scris asta deja, cred că netul e plictisit. Dar nu știu. Poate-ți dau unsubscribe oamenii că mă regăt. Jur că nu știu. Ați auzit vreodată povestea asta? Aveam eu frica asta de critică, știi? De... Eu întotdeauna am fost lăudată de oamenii din jurul meu, că sunt frumoasă, că ce frumos cânt, că nu știu ce, că nu știu cum. Și după fiecare compliment din ăsta în care toată lumea mă ridica în slăv, toată treaba, toată lauda se termina cu dar să nu uiți de unde ai plecat. Olo. Și în capul meu era chestia să nu uiți de unde ai plecat. Era apartenența la Ardar, nu care cumva să te uiți de acolo. Nu, 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 să nu uiți unde ai plecat, că tu o să ajungi mare, că tu o să ajungi o artistă, să nu te ajungi cu nasul pe sus și nu știu ce și nu știu cum. Și cumva
m-am format așa într-un fel de om nesigur și modest la extremă și în același timp, pe alte căi, am început să fiu un om fidel. Adică eu dacă te iubesc, păi eu te iubesc cu totul. Păi pentru mine, dacă mai vine un băiat care seamănă cu Brenciu, păi nu există, dar eu aici, mie de băiatul ăsta mi-e drag, nu mai există altul Horia Brenciu. Eu cu el, păi hai Feli la mine, pe Horia Brenciu 2, nu există, eu mă duc la primul. Am înțeles. Știi? Și așa și cu Moga. Când am auzit de Vocea României, am zis, bă, mă duc să-mi înving teama asta de critică și de să nu uiți de unde ai plecat, pentru că mi-era frică să, gen, că poate chiar am uitat de unde am plecat. Și nu mai puteam să controlez acolo. Da, și nu mai la acolo în fața televizorului toată lumea e cu directul, cu votatul, cum era atunci. Nu puteam să fug de realitate. Și oamenii mi-arătau fix ceea ce vedeau ei, că eman. Și am zis, bun, mă duc la Vocea României și mă duc la Moga, că sigur, eu știam că voi toți trei vă întoarceți și Loredana nu se va întoarce. Știe că mă întorc eu. Jur. A fost un feeling pe care l-am avut. Un sentiment, ca să... Nothing but the sentiment. Da. Am simțit efectiv treaba asta. Știam că voi trei o să vă întoarceți și după aia din băiatul meu, că-i de-a meu din Alba și proiecția mea și tot, am ales să mă duc la Moga. Cu o seară înainte de blinduri, m-am întrebat, bă, da, dacă când se întoarce Smiley mă duc la el. Dubios. Și după aia a doua zi am zis, păi eu dacă am plecat de acasă de aproape 12 ani cu gândul ăsta, că eu mă duc să lucrez cu omul ăsta și fidelă fiind, eu sunt fidel în gânduri, în sentimente, cu oameni, cu... Atunci m-am dus așa. Uite, am mințit puțin. Nu. Eu știu un singur lucru spus de tine, am aflat un singur lucru spus de tine vis-a-vis de semifinale. Așa. În semifinale, când cu voturile telespectatorilor, n-ai luat voturile și a trebuit să pleci acasă. Uh-huh. Ăla e regretul tău. Nu e regretul că... Eu nu mai vreau să fiu la Vocea de la dueluri. Ce s-a întâmplat? De ce? Nu, pentru că am văzut cum se transformă lumea și eu nu sunt... Nu-ți plac lucrurile astea de culise? Nu, mie nu-mi plac... Acum ieșim din atmosfera asta de Crăciun, dar o să spun, mie nu-mi plac mizeriile astea. Foarte bine. Care se întâmplă, gen, când oamenii se simt amenințați și concurența asta... Îmi place concurența aia curată, gen, dar nu aia să te mănânci unul pe celălalt. Și am văzut că oamenii s-au transformat, că la început în blinduri toată lumea era... Suntem o familie, toți concurenții, cu toată lumea, cu antrenorii, cu vai, mi-mi-mi, mu-mu-mu. Și la dueluri, când era, na, cazul că la un moment dat să înjumătățească treaba, s-au transformat. Și eu eram în capul meu de bătrână, că de aia zic că-s mai bătrână decât toată lumea din țara mea. Eram, bă, dar nu asta e. Nu-ți plăcea ceea ce vezi. Eu nu vreau duet, eu nu vreau duel, eu vreau duet. De ce trebuie să mă bat în cap și să am toate figurile astea înainte și să nu vorbească nimeni cu nimeni înainte de duel? Adică, și eram gen, dacă te uiți acum pe filmare că ți-am spus, când Bartoș zice, Feli, eu sunt foarte acră. Cătălin îmi spune așa, iubitul meu soț îmi spune așa, Felicia, cu tine nu poți să mă duc la furat. Nu, pentru că sunt foarte transparentă și atunci tu, acum, o să caute lumea, o să googlească poate, când o să vezi că zice Bartoș, nu știu ce, duelul ăla la Feli, mie îmi ridică mâna, că era mare mâna mea. Și îmi ridică și stau așa, pe platformele alea, că eu tocurile, vaca și baletul, nicio treabă. Și stăteam și învezam, dacă eram așa... Încercam să fiu drăguță, dar eu de fapt nu m-am bucurat că m-am dus mai departe. Nu vreau să mă pictez într-o vai de mine victima vieții, dar nu am vrut să merg mai departe. Bă, gamea și piciorul, m-am enervat foarte tare. Și după aia, mi-am dorit foarte mult să cânt Diamonds de la Rihanna, dar voiam să cânt în varianta mea piesa asta, mai pe slow reală, mai pe voce, pian, mai pe... Nu, stai. Care era varianta ta? Fine light in a beautiful sea. I choose to be happy. You and I, got a diamond in the sky. You're a shooting star, I see a vision of ecstasy. When you hold me, I'm alive. We're like diamonds in the sky. I knew that we become one right away. Oh, right away.
diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. 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 Like diamonds in the sky. Mulțumesc, Eddie, mulțumesc, băieți. Da. Ok. Acum vreau să vă spun eu partea mea. Ai fost primul concurent căruia i s-a pus un accesoriu de scenografie. Țin minte și acum imaginea din, de acum 2012, de 9 ani, cu 9 ani în urmă, când ți s-au pus un fel de cristale în jurul tău și tu erai acolo. Dar când ți s-a pus chestia aia în jurul tău, în 2012, în semifinale, briz-brizurile alea, și ai început să cânți nu așa acustic ca aici. Normalul, originalul. Atunci am zis, atunci am intuit clar, se pierde un concurent. Pentru că eram în aceeași linie cu dorințele publicului oarecum. Dar eu nici nu am simțit varianta aia. Știu. Nici măcar mărgelele alea, niște alea nu le-am vrut. Se vedea pe tine. Da. Eram genii, tu maci, despre muzică, e despre muzică, nu mi-a aduci știu. Cristale. Știu. Știu ce zici? Da. Serus! Serus! E Cătălin, nu e Andrei? Noi știu că e Andrei. Felicia Donose. Dacă acum ai fi din nou la Vocea României și s-ar întoarce Moga, Smiley și Brânciu, pe cine ai alege? Pe Smiley. Îmi pare regret, Horia. N-am ce să fac. E un alt fel de dragoste între noi doi. Nu. Vedeți, stimați urmăritori, vine în viața unui bărbat momentul în care nu trebuie să îți pierzi speranța. Chiar dacă deznădejdea te cuprinde. Mergi mai departe, cu generozitate și cu primul fel de mâncare. Pentru că știam foarte mult. Ape bune! Da. Ieri seară am făcut ceva special pentru tine. Tu ai adus de mâncare de la mama mea de acasă? De ce spui asta? Mama a făcut astăzi de mâncare, mâncarea asta. Când a făcut mama ta de mâncare? Păi acum, înainte să vin la tine, mă întreba, da, unde pleci tu, copilă, nu mânci? Cum? Și a făcut asta de mâncare? Da. Maică ta? Tocăniță de... Iartă-mă că îți dau două linguri. De ce îmi dai linguri? Tocăniță? Cătălin mănâncă cu lingura tocăniță. Asta e pâine, nu? Pită? Uite, e proaspătă, na. Scuze-mă, dar am așteptat acest moment. Vai, ce cum îi zice, ăsta am făcut aseară asta, pentru că m-am gândit, bă... Tu ai făcut? Da. Du-te-mă de aici. Cine te crede? Îi dau acum telefonul nevastă-mea. Da, să vorbim. După m-am enervat, să mori dacă nu m-am enervat. Ia că nu cred. N-am făcut-o eu, că eu fac fără carne. Păi, tu nu mănânci cu carne? Fii mai vegetariană, ea nu mănâncă cu carne. A, ești vegetariană, adică stai... Ești vegetariană, nu vegană. Mea și de-aia m-am băgat să zic că n-am iubire. Stai că, stai că nu ți-o răspuns. Nu, păi este iubire că ea se transmite iubire și intră în telefon iubire. Mor. Nu mor. Nu. Eu din când în când, când îi dau telefonul undeva, să mai spun mami. Mami. Mami, îți mulțumesc foarte mult pentru masă. Ce drag. Mami, numai puțin că îi place. Ce s-a întâmplat, Feli, mama? Tu cu mama vorbești, mă. Da. Da, te zic, vrei să-i zici. Mama, ce șmecheră ești, te iubesc. Și mama, zâna lui mama. Vai, ce șmecheră ești, te iubesc de numai pot. Na, Horia, no, stai ațură în telefon. Stai ațură, mama. Mama vrea să se mute la Sebeș. Stai, nu închide. Stai, mama, că vrea să-mi spune că te muți la Sebeș. Stai așa puțin. Na, acum tu spune să nu se mute, să mai stai cu mine. Mami, uite ce. Nu te muta la Sebeș. Mami, dacă stai în București, o să-mi fie mai ușor anul viitor să te invit la Sala Palatului, pe bune. Stai în București. Mama. Uite, dacă stai în București de Crăciun, acum de Crăciun, vin la tine să te colind. Îl iau pe Bobonete, pe Magicianu și venim cu toții la tine. Colind cu Bobonete. Ai. Da. Mama e emoționată. Varză. În afară de mulțumesc, nu mai zice nimic. Orice ar fi, eu vin, mă duc la... Poate după sărbători? După sărbători vii și o colinzi pe mama. După, poate la anul. Mamă, dar eu cred că mama, dacă... Mama nu știe că ești filmat.
A, nu știe, dar nu, nu, nu. Eu așa răspund, așa vorbeam și dacă nu eram filmat. Mami, te îmbrățișez cu dragoste. Bye, bye, bye. Îți mulțumim foarte mult pentru masă și abia aștept să ne vedem oriunde vrei tu. Ce? Vezi, mamă, când te duci înapoi... Vai, Doamne, fii atentă. Mamă, stai să zic, salvează numărul în agenda, că te duci la Sebe și spui: Florina, tu mă crezi sau nu că am numărul lui Brânciu? Te iubesc, mamă. Te iubesc. Mulțumim de masă. Pa, pa. Deci... Vai, domnul Brânciu. Nu, nu, termină cu chestiile astea. Nu mă, poți să-mi spui maestre, nu problemă. Vai, cât de tare. Da, mă, tu mănânc acolo. Păi mănânc, normal. Vezi tu, vezi tu, asta e problema. Cum ai făcut? Mi-a fost foame, așa. Marea problemă la podcasturi este că unii mănâncă. Deci așa ceva. Și alții se uită, da. Băi, doar gust, mă. Doar gust, mă. Bă, mi-e-mi place combinația asta. Dar nu vă trimis o oală mai mare. Nu știi, nu? De ce zici de oală mai mare? Pâine doar asta puțină. Asta mănânce toată lumea. Mm, îți dai seama că o să le păstrez. Dar vreau să văd cât rezistă. Bă, bună. Mă. No. No, atâta. No, mama. No, mama. Eu vreau să spun că... Vreți niște muzică super. De masă? Ce muzică de masă preferi, șeful? Chiar, uite, noi am fost la... Am cântat la nu știu câte nunți. Ce cântau, ce cânta orchestra... No, nu noi, că noi eram vipurile. Ce cânta orchestra la masă, na? Extraordinar. Ce cânta? Când mergem noi la nunți? Nu, dar nu când mergem noi la nunți, că noi când intrăm noi, dansează lumea. Ia, ia. Ce mai zici, Feli? Am și urlătorii ăștia ce mă enervează, mă așa. Da, da, da. Oria, vin eu-i da. Mulțumesc. Da, te-am întrebat, iartă-mă. Abia asta e. Și bravo, Cristi. Gata, mulțumim pentru masă. Ce urmează după masă, copii? Un vin bun. Bun, stai așa. Deci, vai, ce fain. Vai, ce-mi place la voi. Și oh, he's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. He's a jolly good fellow. So drink up the wine. Dragă Feli, închin acest pahar de vin roze în cinstea ta și în cinstea mamei tale. Mulțumesc, sănătate. Sănătate, copii, la mulți ani. Ce bun e. Și pentru că vorbim de vin, stimați urmăritori. Șpriț. Poftim. Du-te, mă, de aici, no, mă! Vai, ce fain! Dar ce s-a întâmplat? Mă, dar ce-i cu reacțiile astea? Vine să pup foaia asta. Hai, mă, termină cu este. Vezi că e și asta, asta e completare. Bun. Vai, ce fain! În do major? În do minor. Eu sau tu, sau tu, sau eu, sau tu, amândoi. Tu, tu, eu. Maria Tănase. Feli Donose. Bună-i vinul Gheorghiuliu, di-di-di-di-di-da-di-da-di-da. Bună-i vinul Gheorghiuliu, di-di-di-di-di-da-di-da-di-da. Cules toamna pe târziu, di-di-di-di-di-da-di-da-di-da. Cules toamna pe târziu, di-di-di-di-di-da-di-da-di-da. Mai pe brumă, mai pe omă, di-di-di-di-di-da.
la cap de scară. Di 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 da di da di da. Bine formația. Bine formația. Superb. Băi, vreau să spun un singur lucru. Spre rușinea mea, eu pentru plăcerile invitațiilor mei, câteodată mă aflu în fața unor piese și unor situații pe care, prin care niciodată n-am trecut. Și zic, băi, dar nu știu piesa asta. Da. Ok, hai să încerc să o cânt. Dar nu, mai bine n-o cânt eu, o cântă... Și asta e o chestie foarte drăguță vis-a-vis de preluarul unui repertoriu. Bă, dacă tu nu știi o melodie, încearcă-o, vezi că nu-ți intră, nu o cânta. Și cu asta exact. Știi mai mult în viață. Nicio problemă. Da. Mie îmi place să beau vin, nu să cânt despre el. Mie și. Dar bine, mai mult să cânt despre el. Bine, dar îți dai seama că mi-am zis, ok, copilul meu Feli, zâna mea Feli, mama, zâna mea Feli, îi place foarte mult zânei mele Feli, Maria Tănase. Și totuși, dacă nu știu bunul Viniu Gheorghiuliu, ce fac? Mi-am spus tot eu. Și zic foarte clar. Hai că asta o știu. Hai că asta o știu. Hai că asta o știu. Asta o știu. Aia n-am știut-o, dar asta o știu. Da, ce notă avem? Avem copii un la major. Inima mea, nu, asta nu. Iar de Calispera. Drag, această melodie este între Feli și soțul ei. Vai de mine. De data asta eu joc rolul soțului. Și soțul, punându-și mâinile în sâni, îi spune lui Felicia: aseară ți-am luat basma. Ai, ra, 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 ra. Și acum te văd fără ea. Ai, ra, 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 ra. Păi cine ți-o mai lua basma? Ra, 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 ra. Să se destrame ca ea, la rina, la 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 la. Ai ceva de spus, Felicia? Aseară mi-am luat cercei.
Nu uitați, cei cărora sunt îndrăgostiți, acelor căror, nu, celor, la cine îi place nunta să ne angajeze și pe noi să dea subscribe, șeful, să trăiți. În sfârșit, hai să stăpaia, cum trebuie. Nenorocită. Băi, mare derbedeu ești, mă. De când te-am cunoscut, ai fost derbedeu, eu, zău, aseară ți-am luat pian. Astăzi l-ai luat în brațe pe habar n-am. E, las că te prind eu. O, Dumnezeule. Vai, ce frumos. Zim dacă iubitul tău soț, Cătălin, cântă. Cântă toată ziua. Nu cred. Ba, da, cântă. Nu cred. Da, dar cântă urât. Și eu, când eram cu Nora Luna în burtică, el îi cânta. De regulă face mișto de piese. Pe bune? Da, cântă el așa, fredonează așa ca să mă bine dispună și așa. Și eu puneam mâna pe burtă și zicea: să nu cânt urât ca tati, să nu cânt urât ca tati. No. Dacă iubitul tău, Cătălin, ar fi avut o voce senzațională, ai fi fost geloasă? Nu. No. Niciodată. Îți spun niciodată, eu, iubitul tău, Cătălin, ar... Păi nu e stilul tău, mă, eu știam răspunsul. Dacă ar fi fost, ar fi avut voce, deveneați un cuplu muzical senzațional. Fii atent, Cătălin când, scrie, m-am corectat din timp, cântă foarte frumos. Nu, Cătălin scrie foarte frumos. Foarte, foarte frumos. Vreodată a colaborat cu tine la ceva? Nu, el așa, în ce își mai notează el notițele lui, chestiile lui de suflet. Chiar scrie frumos și atinge note, adică e gen, el se prostește, știi, dar nu de cântat. Masă, unul în casă, e destul. Unul în casă și frumos, e destul. Da. Frumos e și el, măi, e cel mai frumos, Cătălin. Dar când era Nora Luna în burtică, îi cântai melodia asta? A, Nora, la luna, na, no. Ta, ta. Nu. Nu. Dar ce cântai? Mă, să vezi, cred că toată lumea se așteaptă atunci când ești cântăreață să cânti toată ziua, știi, să prindă copilul. Nici o treabă n-am avut. Uite, spun și eu ce cântam, dar să-mi spui tu prima dată. Nu făceai absolut nimic? Nu vorbeai, nu cântai, nu făceai? Ba, vorbeam și... Doar vorbeai? Da, dar mai bine, mai fredonam prin casă, dar nu cu gen... cu direcție. Acum îți cântă mami. Auzi, asta e vocea mea, mami. Eu sunt mamica ta, două inimi bat în mine. Seamănă Disney asta. Da. Nu i-am cântat și gândește că am făcut o piesă pentru ea, nu? Am făcut Tu mie soarele și luna. Și eu am început să cânt și zicea: nu cânta, mami, tu nu cânta. Și am o prietenă care e ca și mătușa sa și de toate bune. Și mătușa sa, că e disperată să ne lege așa cumva, în capul ei că trebuie să știe copila melodia asta scrisă pentru ea. Și zice: tu mie soarele și luna? Învață copila melodia, nu o cântă prin casă și mă trezesc eu într-un moment de alin. Tu mie soarele și luna? Nu, tu cânti, mami, cântă tita. Auzi, mă, cum ar fi? Cum ar fi fost Feli, gravidă. Ce să cânta? A whole new world, a new fantastic part of you. Să facă. Iar acum, Carmina Burana, iubita mea. Adică, dar cu toate astea, nici eu nu am cântat piese întregi de genul ăsta, dar am cântat altceva. Luăm un ton. Un ton. Astea-s două. Eddie. Și începeam. Și cântam așa, pentru că știam că vibrația se duce până acolo și chiar dacă nu aude muzica, simte un lucru în plus. Da. Și improvizam. Improvizam în permanență, practic niciodată. Și după aceea eu profesionistul, ce am cântat? Am cântat în două. Astăzi cânt în re și după aceea o minoră. Na, 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 na. Și nu făceam aceeași, știi, același mers melodic. Făceam na, 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 na,
De fiecare dată îmi pun o problemă de genul și ăsta. Și copilul acolo în burtică zice, da, după mama, prima dată îmi dau seama când latră un câine. Cine-i vocea asta? Știi că așa se spune? Că după vocea mamei se spune, că după vocea mamei copilul în burtică aude prima dată lătratul de câine, că l-ai mai ascuțit probabil sau habar n-am. Are niște medii. Noi n-avem aici nici. Știi niciun... de acum tata repede să bagă în seamă, stai că acum cresc. mai stai un pic. Da. Câți ani are Luna acum? 3? Face 3 duminică. Duminică face 3. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască la mulți. A fost ziua unui coleg de la grădi acum vreo lună. Și nu, tort, toți copiii la mulți ani. Și a mea a început să facă crize. Că e a mea și e dramatică, e normal. Și a început să facă crize. Este ziua mea, nu cânta la mulți ani, nu știu cum, să nu-i cânte copilului nimeni la mulți ani, că ziua e. Și vine acasă și spune, am fost supărată, a fost ziua lui Domi, mie nu mi-a cântat nimeni la mulți ani. Mami, vreau și o tort. Și zic, mami, ziua ta e în noiembrie, mama, nu știu ce. Zic, peste o lună e ziua ta. Și se trezește a mea câteodată seara, așa, când e semi-trează, semi-somn și zice... Mami, ghiși ce? La lună este ziua mea! Aia zice peste o lună. La lună este ziua mea și mâncăm tort! Zic, da, mami, da. Și acum vine faza de la lună să mănânce tort! Tort! Da, exact. Și merge la grădiniță și acum o să-i cânte și ei lumea la mulți ani, știi, vineri. E o chestie interesantă că... Eu cu Horia, știi că dai de numele tău și după aceea ce, cu ce poți să-l relaționezi? Horia, Brânciu și Crișan, poante, mă mai cheamă și Augustus, ăștia de la școală, ce mai faci, bă, Augustin? Zic, du-te, așa. Și după aceea, încet, încet mă gândeam la Horia, horă, perfecțiune, încercam să atrag alături de mine toate lucrurile bune. Și acum mă gândesc la Luna și începe ea. Luna, 1969, Neil Armstrong... Până când o să dea de Sinatra? Ce ai zis? Ce cântăm? Ai făcut un intro? Nu, de data asta nu. Pare nu. Așa că mergem spre My Way. Pe bune, nu are nicio legătură problema pe care o discutam. Doar ampasant am discutat de ea. Două naibii de viață. Doamne. Deci numai nu, fii atent aici. Doamne, nu, doar așa, era păcat. Te uiți așa. La Luna. Luna și îi spui Flame. Dar de ce bași fiorile alea, mă? Tu n-ai auzit-o pe Felicia. Tu n-ai auzit-o pe Felicidad. Ai Felicidad aici de față. Că i-a spus, era simplu. Sunt frumoasă să mă vadă fetița mea când îi cânt piesa asta. Așa. Am breton și dubios. Doamnelor și domnilor, un moment dedicat fetiței Nora Luna. Când va ști cine Sinatra va înțelege această melodie cu Luna. Și acum, Feli, je t'en prie. Fly me to the moon and let me pale among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Darling, kiss me. Feel my heart with love and let me play forevermore. 'Cause you are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Solo. Aș vrea toți de pe Marte să-ți dați subscribe. Și aia de pe Lună și aia de pe Pluto și Venus. Alo, Jupiter. In other words, hold my hand. In other words, darling, kiss me. Fill my heart with soul and let me feel forevermore. You are all I know.
La luna, la luna, Nora Luna, oh, te iubim. La luna, la luna. Oh, la luna, la luna, paradada, bam, 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 bam. La luna, la luna. Cu Cătălin avem o poezie, Luceafărul. Cătălin, scuzi. Dragii mei, Crăciun, ne apropiem de Crăciun, intrăm în atmosferă, dar imediat să spun în mi, în e, în e major. Dacă vrei, am făcut o ordine. Atrag atenția, dragii mei, că aceste piese nu au fost discutate cu Feli. Le-am împărțit eu cum am crezut de cuvință. Normal că nu sunt perfect. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look in a 5 to 10. It's glistening once again with candy canes and silver lines aglow. It's beginning to look a lot like Christmas. Oh yes. Toys in every store. For the birdie inside to see is the holy will on our own front door. Front door. A pair of hoppala boots and a pistol that shoots you the wish in Bonnie and Ben. Does that we walk and we go for a walk is the up or down maybe now. And mom and dad can hardly wait to school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go there's a tree in a grand hotel, one in the park as well. The sturdy kind that doesn't mind the snow is beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. Right within your heart. Deci niciodată n-am cântat cu plăcere. Nu reușeam să prind versurile. When I said that I begin to turn like Christmas all you sing. Da, mă numesc Felicia Donose, m-am născut în Sebeș Alba și am 35 de ani. Pentru aceasta, cadoul nostru pentru tine este albumul Brânciu 35. Hai, hai, terminăm cu chestiile astea și eu cred că aici te vei concentra. Vai de mine. O, Dumnezeule, mare. Deci, eu îmi dau seama de un singur lucru. Faptul că noi după pandemia asta avem atâta chef de cântat încât dacă... Dumnezeule, trebuie să cântați o zi. Nicio problemă. Nicio problemă. Nu, nicio problemă nu e. Avem o motivație, auzi. Avem o tonalitate chicică. În ce limbi se vorbea în Sebeș? Săsește și... No, bine, la mine acasă și ungurește. La mine tot. La Brașov. Trecea unul... Ce zici acolo? Și eu ciocolom te șec. No, asta e mai la Cluj, nu e la noi în Sebeș, da. Na, na, da, te Târgu Mureș, Cluj. Dar la mine era unul venea cu chezi ciocolom din partea dreaptă, îi auzeam de pe din casă, cu geamul deschis. Și ăla din partea dreaptă, cius. Ce? Uite așa se întâlneau unii, bă. Insieme! Unite, unite, Europe! Deci, domnilor și domnilor, eu cred că trebuie să ne punem dorințele de Crăciun. Scuză-mă că te deranjez, dar îți vor pune o întrebare destul de delicată. Ce vrei de Crăciun? Nimic, am tot ce trebuie. Păcate, îți pregătisem o bomboană.
Ales oricând binevenite. Stai să vezi când mă enervez. Poți să-mi faci cadou nu numai de Crăciun. Toate bomboanele, pe scuze, toate poți să-mi le faci. Tu când te enervezi, mănânci dulce? Mult. Până pușc. Până nu mai respir. Băi, vreau să spun că e o chestie pe care și-o fac, dar cel mai nasol lucru, eu nu mă ocup de cumpărături în casă. Nevastă mea este șefă peste tot la mine la chestia asta. Și dacă nu cumperi tu, ești la mâna soției tale. Sau ești la mâna celui care cumpără. Mă enervez, vreau să pușc, dar n-am gloanțe. Da. Și deschid frigiderul. Niet. Deschid alte locuri secrete, niet. Dar e un om în casă care știe exact unde este dulcele. Nu știu cum află, dar de fiecare dată... Toma, faci așa. Vrei ceva dulce? Am eu! Unde, măi? Zi, unde e dulcele? Da, Cătălin, când nu ia dulce, înainte să mă enervez, încep așa, o chestie pe care o luat-o și Nora Luna de la mine și e foarte urât, pentru că, bineînțeles, copilul ce aude în casă spune afară, și anume băga mi-aș piciorul. Și mă enervez. Let's put my leg in. Asta e foarte... Da. Și deschid dulapul unde ar trebui să fie două, trei dulciurele și nu, și sunt... Băgă-mi și piciorul, iară pită cu dulceață. Că n-ai ce să faci, că, mă, că te duci la dulceață când nu ai cioco. Da, ce faci? În casă îți scapă cuvinte. Da. Și tu, și Cătă, și eu, și nevastă, mea ne scăpăm și așa mai departe. Și după aceea... Copilul. Vai, Doamne. Și după aceea spui tu așa, zici... Deci, dacă vreodată vreun părinte își pune problema vorbind urât în casă, și brusc își dă seama că lângă el tocmai era copilul lui și se uită așa către soție. Oare a auzit? Da. Răspunsul este, da, aude tot. Și dacă spune la 2 ani ce ai spus tu la un moment dat, la 8 luni copilul știe de atunci, de la 8 luni, să spun acum la 2 ani exact ce ai spus tu. Cu P, cu Pi, cu ce vrei tu. Știi numărul lui Pi? Tati, știi care e numărul lui Pi? Oh, fechete, mechete. Știe mama când se enervează și îți spune ție. E o piesă frumoasă pe care o vă dedicăm tuturor. You better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list. What? Taking it twice. Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Fii atent că nu-i. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Come on guys, show me the good stuff, yo! Christian on the guitar. Oh, baby, dee dee da mo lo. So be good for goodness sake. You better watch out. Watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Este o variantă pe care nu am făcut-o niciodată. Feli alături de noi astăzi. Tu de la Sebeș, ai venit direct în București sau ai fost pe altundeva? M-am dus. Am fost prin Sibiu, după aia am fost prin Cluj, după aia am fost prin Timișoara, am venit în București și am rămas. Bine, înainte să fac muzică și așa, am stat un an de zile în Spania. Un anios, anios. Un anio entero estuve în Spania. Pues. Ce-am tu? Después de un año se acabó ella.
Si. Că după un an s-a terminat toată nebunia și m-am întors acasă. Un an în Spania. Bun. Acum vreau să întreb de viața sentimentală. Ce diferență găsești între un bărbat român și un bărbat spaniol? E la diferențias? Diferențias sunt... Următoarele. Poți să ai lumea la picioare, bani cu furca să-i întorci, dar când te trage pământul, la bărbatul din România te întorci. Aici e pământul tău, nimeni nu te înțelege ca acasă. Ce scuze? Nici bărbat, nici prieten, nici nimic, nici nimic. Aș vrea să dea subscribe toți bărbații din România care se simt vizați de observația colegii mele Feli. Mulțumim foarte frumos. Ți-am stricat podcastul, nu, mai am. Am un bărbățel cioban, la 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 la, ne-am căsătorit de un an. Trăim bine sus la munte, la 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 la, mâncăm ca și urdă dulce. Au, Doamne, faină-i viața, hai, dar numai așa, cu oile și badea, hai, dar numai așa, când vin ciobanii la stână, hai, dar numai așa, toți cântăm cu voie bună, hai, dar numai așa, câinii latră după stână, la 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 la, bărbatul meu îmi dă gură. Și când mult sus s-o gătat, la 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 la, ne punem sara în pat. Hai, Horea! Au, Doamne, faină-i viața, hai, dar numai așa, cu oile și badea, hai, dar numai așa, când vin ciobănii la stână, hai, dar numai așa, așa. Aș vrea să dea să scoate toate oițele bârsane că au fost stelezate de această observație. Mie mi se pare senzațional că tu ai învățat spaniolă. Înainte, la Sebeș, tu nu știai spaniolă. Nu știam, nu. Și te-ai dus în Spania pentru un an de zile. M-am dus în Spania unde am stat singură 10 luni de zile într-un... Lucram într-un sat unde eram extranjeros. Eram străin numai eu și încă 13 marocani. Și am învățat, nu, limba. Am învățat limba spaniolă atât de bine, Horea, că am scris o piesă, nu mai știu, dar am scris-o și fredonam prin casă, știi, prin pensiunea în care lucram. Și mă întreabă fata șefei mele, cui este piesa asta? Și am zis, păi eu am scris-o. Da, clar că se... Și eram gen, bă, gomea și piciorul, uite-mă, mă face mincinoasă. A, nu, știi, te credeau. Mândră, nu mă credeau, știi, și eram așa mândră, bă, dar mă face mincinoasă, mă durează, dai seama. Și peste ani mi-am dat seama, zic, Felicia, n-am un microfon să fac mic drop, să zic, bravo, fetiță. Pentru că am scris foarte bine, știi? ¿Cómo este numeros? ¿Cuestas patronas de ti? Apă, nu mai știu. Zi un nume. Juan Pedro. Băiat. Fii atent. Ăsta e băiatul patron. Băiatul șef, Juan așa. Pedro, așa. Avea undeva în jur o fermă. Unde eu mă mai duceam din când în când așa să mă relaxez, să văd tot felul de ieduț și văcut și așa, așa, așa. Și voia să iau un ieduț mic și să-l... Adică el sau tu? El. El Juan Pedro. Ia, da. Juan Pedro. Și eu am apucat să-l văd, că eu în momentele mele de zen, când mai mergeam, când voiam să mă relaxez, mă duceam acolo la fermă, știi, da, între animăluțe. Și l-am cumpărat. Și eu am zis, l-am luat, nu-l mănânci, întreabă-mă cum îl cheamă. Cum îl cheamă? Și am zis, Juan Pedro. Da. Și nu a mâncat nimeni nimic. Așa că, Juan Pedro, dacă ne auzi... Am și o piesă, am scris o piesă în spaniolă, Guacamole, dar am mâncat-o și s-a tus. Dar eu cred că trebuie să dăm mic drop, sau cum vrei tu, printr-o serie de... Vai de mine! Printr-o serie frumoasă de melodii pe care nu le-am cântat în viața mea, dar acum... Eu n-am cântat niciodată, n-am cântat melodia asta, nu m-am ascultat-o. Nunca? Nunca jamás! Astăzi, pentru prima dată, atât eu cât și Feli, vă vom cânta o melodie. Nu știm cum este, dar tocmai asta e farmecul. Copiilor mei le dau doar tonalitatea. Mis hijos? Am zis bine? A mis hijos. Nisipos. Nisipos. B minoros.
Felicia, bienvenido a nuestra social club. Gracias a todos, muchachos, querida. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderte después. Bésame. No, tú, no, chanto. No importa. Bésame, bésame, bésame mucho, como si fuera esta no de la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después. Feli, prega. Quiero tenerte muy cerca, mirarme tus ojos, ven todo a mí. Piensa que en el de mañana yo estaré tan lejos, de lejos aquí. ¡Hey, Feli, Feli! Bésame, Feli, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Perderte, perderte después. Tengo miedo a perderte, perderte después. Una más, Feli. Que tengo miedo a perderte. Perderte después. Gracias a todos, muchachos. Muy bien, muchachos. Gracias. Buen trabajo, buen trabajo. Buen trabajo, buen, buen trabajo. El trabajo no es finita, porque trabajando... Vai de mine. Stai numai. O prima aici podcastul nostru. Vai, 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 gata, bine, bine, hai. Narcos și de-astea. Uite, stai, că mi s-a făcut sete. Îmi spui când ți se face sete, îmi spui. Pun total atipic această... Deci nu mai pot să pun atâtea chestii pe aici. Ăsta nu e un podcast. E o casă cu antichități pe aici, pe bune. Această piesă am cântat-o în urmă cu 200 de ani, când mi-am făcut prima trupă de cover-uri și am zis, băi, neapărat trebuie să învăț și eu niște piese. Și pe atunci, Luis Miguel și toate el familia, la familia, el musical, el familia musical. Și atunci mi-a zis, vezi? Ăsta e un bucium din Sebeș. Cântă și ceva, arde, lenește. Hola a todos, mexicanos, narcos, vatos, postos. Estás mal a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y así ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Esta historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida.
tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí. El calor que me brindaba. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal. Él usa mi vida apagándola. Adorarte para mí fue religión. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Mi-am dat seama de când am auzit-o pe Feli că vocea ei, eu aș vrea să am o voce care să transmită atât, dar are un copil care se joacă acolo în vocea ei, care face totul să pară absolut inocent. E un copil pe corzile ei vocale care stă și începe. Dar e cel mai frumos copil. Cred că Nora Luna e pe corzile ei vocale și cântă. Iar ea ce să facă? Dă voce Norei Luna. N-are ce să facă altceva. Ai vrea doar să alungi conversațiile lungi. Acum, septembrie lung. Vei din nou liniștea atunci când toamna începea. Acum, când Crăciunul e mai bun. Stai, că iertați-mă, dar nu e momentul. Nu ne-am întâlnit la podcastul ăsta nu să cântăm. Nu e momentul să cântăm piesele mele. Basul este instrumentul meu preferat. Eu dacă aș putea să cânt la un instrument, Doamne Iisuse din ceruri, chitară bas. Și fata mea zice că vrea chitară bas galbenă. Yes. Dar tu de ce nu? Tu de ce? Nu... Mă, ai mei cântă la chitară. Tata era chitarangiu. Da, tata. Da. Și tata și compunea și mi-l aduc aminte cum stătea pe un taburet cu chitara acustică și pe taburetul din față avea caietul pe care scria. Adică mi-aduc aminte scrisul lui. Și tot așa, și mă uitam așa fascinată, nu înțelegeam ce face, știi? Și apoi eu mai am doi frați mai mari. Să mă ierte Dumnezeu, niciodată nu știu cât sunt mai mari decât mine. Ori unul e cu 10-11 ani, ori cu 9. Și ălalalt cu 7. Așa? Sau ceva. Așa? Și ei amândoi au moștenit iubirea asta pentru chitară de la tata. Și am încercat și eu, dar păi când am văzut Dramatica Pământului, că mă dor degetele la corzi, am zis, asta e de mine mai bine cât cu vocea. Și m-a atras, da, și m-a atras foarte, foarte tare basul în fiecare piesă, adică mă... Și știți că e vorba aia, când îți place o piesă sau ceva, un instrument face pe ceva, pe o piesă mai specială, când te strâmbi în ultimul hal, ăla-i miezul când ești... Da, exact. Știi? Și eu când aud câte un bas, a terminat. Una ves, una mas? Vai de mine. Da, asta este o chestie pe care... Nu, pe asta chiar nu știu. Piesa asta este foarte tare. Ascultă ce mers are în... Din nou în acompaniamentul colegilor mei. Siempre que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú
tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, yo desesperando, y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, yo soy desesperando, y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Esta, ay, 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 ay. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y pasan los días, y yo desesperando, y tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Una más. Quizás, quizás, quizás. Una más. Quizás, quizás. Feli, te quiero mucho. Quizás. O, Dumnezeule mare, când mă întoarce eu să cânt așa ceva, eu m-am îndrăgostit de tine când ți-am auzit albumul. Deci, mulțumesc că ai fost la lansare, ieri s-au împlinit 4 ani, apropo. Nu pot să cred. Da. Cine te-a ajutat să lansezi? Te-ai întors practic în București, ai rămas în București, tocmai datorită celor de la HAHA sau a fost dorința ta prețioasă? Eu, după ce n-am mai lucrat cu Moga, m-am întors înapoi în Timișoara și am stat acolo să-mi cocoțâră tristețea, știi, că mi-am dat seama că nu pușcă, proiecția cu realitatea nu pușcă, da, știi, da, unul da. E unul, altul e altul, aveam filme diferite. Corect. Eu sunt de aia cu, eu mă duc după inima mea, știi, și pentru că oricât de, cum să zic eu, răspuns de din ăsta perfect de mi s-ar suna, eu chiar fac muzică pentru inima mea, nu pentru faimă. Că faima vine la pachet, nici măcar nu mi-o trebuie, dar vine și mă ajută că vine, că mă aud de țară. Corect, întreagă, normal, știi? Normal. Dar înainte de toate, eu cânt ce zice inima mea să cânt, știi? Și atunci n-am băgat în seamă treaba asta managerială. Pentru mine nu era momentul să fiu pe atenție managerială, ci pe simț, pe să dau afară, să dau afară. Eu aveam multe de spus, aveam multe de cântat și nu ne-am potrivit. Și după aia am zis, bun, nu ne potrivim, nu-i bai, mă întorc acasă. Aveam și o cover band acolo cu băieții la TM Groove, care am și Constantine și extraordinar de talentați băieții. Și am zis, mă întorc acasă și aia e. Și m-a sunat un prieten care, la Vocea României, Silviu Pașca, era Silviu? În echipa lui Smiley și m-a da. Întrebat. Și m-a sunat și m-a întrebat, ce faci tu grasă? E sora mea, știi el. Ce faci tu grasă? Și eram așa de năcăjită. Că nu, îți dai seama, atâția ani de zile să-ți dorești să lucrezi cu un om și după aceea să-ți dai seama că efectiv, cred că e ca atunci când, nu știu, suntem învățate să credem într-un prinț călare pe un cal alb care vine tot perfect și intri într-o relație și de la un dat poate seama că nu-i ce trebuie și zici, băga mea și piciorul și prințul unde? Ia, deci nu-i nimic real, știi? No, și acum eram în faza asta, băga mea și piciorul, nu-i nimic real, știi? Și el era, ce faci tu grază, nu știu ce. Zic, lasă-mă, Silviu, că eu uite aici am venit, m-am întors înapoi în Timișoara. Nu sunt bine, că ăla eram, nu, eram destul de nasol așa de vreo 2 săptămâni. Și ăsta s-a bucurat de număr. Va, închide telefonul, că uite acum te sună imediat Șerban. Pe care nu-l știe pe Șerban. Pe care îl știam de la dueluri. Ah, corect, bravo. Și da, cu puțin da, da. Timp da, da, da. Înainte am apucat să-l cunosc pe Șerban, că practic la Vocea României l-am cunoscut. Și în fine, după aia m-a sunat Șerban și la și nu știu ce și eu le-am zis. Eu sunt tot din aia cu sufletul.
Eu nu vreau, numai ce am ieșit dintr-o iubire să mă arunc în alta, eu trebuie să sufăr și după ce scutur să mă bag în altă relație. Înțeles. Știi, zic, eu nu pot așa. Nu, acum ai venit și deja mă arunc și gata, numai să nu fac muzică. Pe mine mă lasă să sufăr. Nu mă vezi tu cum să sufăr. Am și scris o piesă. Căutați-o pe net, doamnelor și domnilor. Lumea nu, 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 nu. Lumea nu prea înțeles piesa aia. Nu prea plăcut-o. Poate că e prea grea, prea tristă. E prea grea, da. Da. Și la mai toate piesele se crede. Pe ideea asta. Pe ideea asta de nu mă vezi tu cum să sufăr. Am zis, bine, mai stau un pic. Și după aia m-am văzut cu Smiley și... Nu știu cum să zic. Smiley zici că... Știi cum? Eu când cânt cu omul ăla, rar se întâmplă. Se întâmpla cel puțin. No. Vals sau ce mai cântam noi când mai făcea el arenele sau așa, sau mai câte un concert, mai răruț mergeam. Jur că am impresia că mi se desprind picioarele de pământ. Adică se creează așa o energie din aia de nu aș putea să o explic și mă uit la omul ăla și zic, mă, tu ești de-a meu, mă. Tu de aici, de la suflet, ești de-a meu. N-am cum să nu, n-am. E ceva dincolo de ce pot eu înțelege. Toate relațiile mele de prietenie / profesional, muzică, toate sunt speciale în felul lor și nu zic așa numai ca să zic. Toate sunt speciale. Bă, da, cu omul ăsta eu nu știu ce-a făcut omul ăsta. Eu nu știu ce-o fi făcut. Că vorbeam de alte vieți și că sunt bătrâna pământului. Nu știu ce. Nu știu ce om fi fost noi în alte vieți, că e ceva... Practic, dacă stau bine să vă gândesc, Silviu Pașca a funcționat ca un fel de cupidon profesional. Nu, deci el a fost legătura pentru... Da. Tu îți dai seama că eu când m-am mutat în București și am început să lucrez cu HHH Production, da? Eu mi-am luat casa mea și abia așteptam să am căsuța mea și mi-am luat casa aproape de studio ca să fiu undeva, să am un spațiu ca să fiu mai aproape de casa am mea, înțeles. Știi? Muzicală, da. Și mai mult stăteam în studio decât acasă. Adică pentru mine ceva e ceva și mă duc acolo, Doamne, deci oamenii aia mă cunosc și bună și nebună și... Nu am cuvinte, adică simt așa că, nu știu cum am ajuns la treaba asta, cred că e o descărcare, acum fac terapie la tine. Se vede că n-am mai fost la terapie de vreo 3 săptămâni. Draga mea, eu sunt terapeut neoficializat. Și omul ăsta m-a sprijinit since day one, adică nu, la mine nu a existat, să zic. Bă, și când a zis, nu e o idee bună, nu cred că e o idee bună acum, nu e momentul. Și am venit eu dramatică pământului și am spus, eu așa simt. Ieri? Am ascultat o piesă de-a ta și n-am ascultat-o singur și am ascultat-o cu copiii. Bineînțeles că nu o găsesc acum, pentru că e da de la Dumnezeu că atunci când cauți ceva să nu găsești. Uite. Elioara. Lucruri simple, Feli. Da, lucruri simple, Feli. Și este singura piesă pe care, una dintre piesele pe care mi-a atras atenția tocmai pentru că vorbești de lucruri simple și atunci când Cristi a făcut lucruri simple, cu mulți ani în urmă, când era mai tânăr. Ce videoclip frumos pe lângă piesă. Da, și videoclipul a fost foarte reușit și eu cred că cel mai bine piesa asta, așa la refren, sună în vocea ta. Ce, adică să cânt piesa mea? Eu mă pregăteam să cânt lucruri simple de la tine, că vorbeai. Să cânt refrenul? Da. Ok, hai. Pașii erau mici, dar tu doreai să alergi și frica nu te oprea din ce voiai să încerci. Lumea ta afla despre basme și povești, dar chiar și până la ele tu știai cum să iubești. Tu nu auzeai, tu doar ascultai, era de ajuns ce simțeai. Cu ochii deschiși visai la o lume, făceai paradis din ce aveai. Și zi după zi, parcă-ți doreai din ce în ce mai tare să fii mare. Dar timpul abia răbuie.
mulți aminte. Trăiește și bucură-te chiar și din lucruri simple. Nu a trecut atât de mult, păstrează în suflet și în gând clipa în care tu erai doar un înger pe pământ. Vezi, m-am dus după bas. Tu aduți aminte. Feli, un sfat de la mine, nu mai te duc după bas, ia-te după solist. Lasă asta... că e destul unul nebun în fiecare familie, nu trebuie să fie doi soliști, e destul unul. Eu tot timpul, acum mi-a dus să Sergiu chestia asta și mă distrează enorm, pentru că toată viața mea, de când am văzut Buena Vista Social Club, eu am vrut să fac gestul ăsta, asta. Și pentru că vreau să fac gestul ăsta așa, să încercăm, dacă îți face plăcere, să cântăm piesa asta. Știu că n-ai văzut-o niciodată, n-ai auzit-o niciodată, pentru că s-a lansat în obscuritate. Noi lansăm tot în obscuritate, dar este o bossa nova pe care... Vedeți diferența între mine și dintre mine și Horia? Știu că nu știu obscuritate, știu, apă, nu prea știe lumea. Nu prea știe lumea. E una dintre piesele alea pe care, care merge la vin. Îi zice poftă de but. Am lucrat-o cu Vlad Popescu. Prietenul meu, Vlad. Și al meu, pardon. Tus amigos, mes ma fosimios. Și ritmul este așa. Ans mai drei vier, eingemeine Zeitung vier. Că poți să fac și vocea. E trecut de ora 8, văd că-mi scrie, mă întreabă dacă pot, dar deja știe. M-ajuns, te rog? Că nu-i zi să nu zbor cu cântul spre locul în care e, și nici noapte în care să nu-mi atingă vistele. Am o sticlă de vin, o să vin din senin, cu păcate într-un geamantan, să plec doar când nu o să am o sticlă de vin. Hai să nu ne grăbim, o să bem puțin câte puțin, până o să ne îndrăgostim. Bine, copii, bravo, mă bucur foarte mult. Vai, ce frumos. Am o singură... Cred că o să tăiază minim 30 de ori de ăsta. Vai, ce frumos ăsta din podcast. Vai, ce frumos, vai. Pentru cei care au un vocabular, vai, ce frumos, vă rog să dați subscribe. Deci...
Băi, stai să enumăr, că vreau să le enumăr. Ai făcut albume, piese, ai scos hituri. Amu, n-am făcut albume, am făcut două. Lasă! Oamenii mei sunt de la Academia Română de Arte și Studii Economice. Iar dincolo de asta, tu ai fost pe scene. Ai cântat pe toate scenele, nu cred că ți-a scăpat vreuna. Ai cunoscut țara asta în lung și în lat. Și acum te întreb un lucru foarte important legat strict de locul ăsta în România, pentru care ai o dragoste deosebită, tocmai ai declarat că nu o să-l părăsești niciodată. Deci, ce mai poți face artistic aici în România ca să nu-ți niciodată, băi, am ajuns la nivelul ăsta, iar mai fac piese, iar mai fac albuna, ce mai pot să fac în plus pentru partea mea artistică, ca sufletul să crească, ca fanii să mă urmărească și vorba ta să nu trăiesc undeva în norișori. Ce se mai poate face după cariera ta, care a fost foarte condensată? Doamne, în anii nici nu dau seama ce-i cu cariera mea. Adică nu urmăresc, pentru că nu urmăresc să fiu mare și tare și nu m-am lăsat așa să curg. E o dorință interioară, să faci mai multe, să faci mai frumos, să faci ceva pentru oameni. Da. Ce vrei să faci? Care-i pasul tău următor? Te-ai gândit vreodată la chestia asta? Bă, ce mai fac eu acum? Să nu care cumva, și uită-te la mine, nu care cumva să-mi spun chestia asta, că îi pun pe ăștia pe tine, să dai cu basul, omul cu basul pe tine. Deci nu cumva să spui, am un copil acum, trebuie să mă... A, n-are treabă, vai! Deci tu știi cât înnebunesc, adică, Doamne, Nora, Luna, e inima și sufletul meu, dar parcă asta e o chestie care mă deranjează, nu toare, extrem de tare. Din momentul în care am devenit mamă, tot în jurul meu se conturează în multe situații, în funcție de, nu știu, întrebări legate de ea. Mm-hmm. Cum îi cu ea? Cum îi de când ea? Mm-hmm. Adică oamenii trebuie să înțeleagă că femeia... Sună dubios. Femeia mamă... El mujer, madre. La mujer madre. Da. Mai are și alte roluri în viața ei, gen. Adică nu-i numai totul despre copil, de când ești mamă și cum e copila și cum e bine copila, cum să fie, ca un copil la 3 ani, să dezvoltă în ritmul ei, anul viitor când mă întrebi, bine copila, ca un copil de 4 ani, să dezvoltă în ritmul ei, știi? Da. Deci n-am ce răspuns să-ți dau legat de când Nora Luna e în viața mea, normal, de când Nora, știi, de când, apropo de asta, de când e Nora Luna în viața mea, mă simt mult mai puternică și sunt mult mai hotărâtă. Asta e chestia pe care ea mi-a dăruit-o, să zic așa, știi? Că eu tot așa copilăs, tot așa topită după artă sunt, tot așa, adică... Dar mi-a dus lucrurile astea care sunt la fel de importante. Mai avem ceva dulce, ălea mici. Te rog, mulțumesc! Te rog eu frumos! Toma! Toma! Acum puteți să băgați aia cu you don't have to be beautiful to turn on. S-a luat la camera, nu vă spune. Așa arăta farfuria înainte. De asta. No. Și asta vreau să spun că... Tu spune că spun eu. Deci, pentru mine ar fi cel mai mare păcat dacă tu n-ai face ceva în plus... Dacă nu ți-ai dori ceva în plus și dacă n-ai merge mai departe cu ceva în plus, să faci nebunii muzicale. O, da, mă duc! O, da, fac! Dar sunt chestii pe care le fac deja. Ți-am pus șprițul pe care îl dorești atât de mult. Mulțumesc din suflet. Cu drag. Sunt chestii pe care le fac deja, dar de care lumea nu știe. E o chestie care pe mine mă deranjează. Hai. Dar cumva e o chestie normală, cred că, până la urmă umană, că omul vrea să fie cum vrea el să fie. Bravo! Din momentul în care am lansat Creioane Colorate, nu a contat ce am făcut după pentru unii oameni care adoră Creioane Colorate. Ei au spus, tare piesa asta, da, Feli Creioane Colorate, dar de unde știe lumea că Feli Creioane Colorate? Oare lumea știe că Feli Biugi? Și nu mă refer la colaborarea mea cu Biugi Mafia. Eu când despre sex, de 2 ani, 3 ani, sub o formă metaforică, o erotică, cum vrei tu, și lumea nu știe lucrul ăsta, deși eu spun peste tot. Am făcut 10 minute de preludiu prin două piese legate, căutați pe YouTube. De unde e piesa asta după un an? Că nu știam. Păi, pentru că lumea mă vrea cum mă vrea. Ideea este că această apă a prins niște fani. Această cafea, această cană de cafea, da. Sinatra, a prins alți fani. Noi, cu septembrie luni, am prins niște fani.
cu Funky Party am prins alți fani, care probabil că ziceau, dar de ce nu mai cânta Septembrie Luni? Da. Nu-ți mai pune problema despre cei care iubesc o anumită piesă, mulțumește-le. Dar eu nu am probleme cu asta, eu pur și simplu nu sunt de acord cu gândirea asta de eu așa o știu, eu așa o vreau. Da. Ca și cum eu zic, eu nu mănânc și pâine neagră, mă numai pit albă, eu așa am crescut acasă, dar nu mai vreau ce e aia maia, lasă. Iubita mea, e tot pâine, dar e altfel de pâine. Sunt oameni care iubesc piesele de care vorbești. Eu știu asta, dar tu înțelegi ce vreau să zic? Adică eu sunt veșnic recunoscătoare, eu sunt, revin, ca bătrânul ăla care spune Doamne, îți mulțumesc pentru tot ce trăiesc, Doamne, îți mulțumesc pentru toată iubirea pe care eu o primesc de la oamenii ăștia care îmi ascultă muzica. Mă duc și cânt la scene deschise, în aer liber și nu mai cânt Cine te crezi, nu mai cânt multe dintre piesele lansate acum, nu știu cât timp. Varianta engleză, Who do you think dar, dar strigă copii de 13 ani, Feli, cântă Cine te crezi! Și eu sunt gen, nu mai știu Cine te crezi, n-am mai cântat de 2 ani jumate. Știi? Adică sau, cântă Gelozia! Știe cineva Gelozia? Exact. Băi, dar Cristi mi-a zis asta. Hai mă să știi? Cântăm și... nu știu cum zicea, hai să cântăm și Cine ești tu. Mamă, dar o știe cineva? Și-o da, cineva. da, și o știe cineva, exact ce zici tu. Mergând în același, în aceeași idee a faptului că n-am cântat niciodată această melodie și pentru că este a doua oară când m-am îndrăgostit de tine, deci m-am îndrăgostit de tine în straturi, în layere. Am avut și multe în 2012. Am avut. Eu le mai păstrez încă. Am și acum, dați mai subțiri. Băi, cum ai făcut-o atunci? Da, mă, dar cum ai făcut atunci? Tu știi că mi-a scăpat vocea la audiții? Te-ai prins? Da. Mulțumesc. Da, acum. Eu nu am înțeles reacția lui Moga cu wow! Și eram, ce ai făcut? Da, nu, dar tu n-auzi. A fost muzicală, de aia. Am făcut o glotă de aia, auzi, fără tu, să vreau, ca tu știi care, știi, ca să nu mă fac știi, de cacao. Tu știi care e cea mai talentată parte din Morandi? Randy. Așa, așteptăm tuturor fanilor muzicii folk să ne sune. Iar acum o să... nu, eu am lucrat cu Iulian la Massinger România și la un clip la... La, 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 la. La, 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 la. Am lucrat foarte bine și mă bucur foarte mult că Marius a devenit și mai înțelept datorită relației și datorită copilului. Și eu cred că un om, a-l judeca pe un om cum a fost la o vârstă și a nu înțelege că trecerea timpului a lăsat o amprentă asupra lui, e greșeală. Practic, cred că lui Moga e dor de mine. Nu, spun sincer. Acolo ai vrut să ajungi tu, de fapt. Asta e. Scrie-mi. Eu acum o să încep o melodie, o să fac strofă, refren și după aceea te las pe tine. Dar nu-mi dai, deci nu-mi dai textul. Nu-ți dau nimic. E text. Surpriză? Asta e surpriză. E piesa datorită căreia m-am îndrăgostit doar de tine. Modalitate, auzi. Tonalitate este Mi minor, E minor. Bă! Mă scuz dacă greșesc ceva. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, ce temps-là, accrochait ses lilas jusqu'à une fenêtre. Et si l'homme garni qui se servait des nids ne payait pas des mines, c'est là qu'on s'est connus. Moi qui crée féminine et toi qui pose nue. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Salud, sonrisa en juventud y nada en los bolsillos, con frío y con calor, el mismo buen humor pasaba para mí,
M-am emoționat, Horia, să-mi bat piciorul. Am uitat că m-am topit aici, la Bohemia, la Bohemia. M-am emoționat. Chiar pe bune m-am emoționat. Mi-am emoționat fel. La Bohemia, la Bohemia. Era una flor que al fin murió. La bohème, la bohème, la bohème, ça veut dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous les mangions toujours sur deux. Doamne, ce melodie frumoasă. Degeaba că mie îmi place varianta cu Concha Buica mult, că de-aia am făcut-o așa, dar Aznavour. Și ai cântat foarte frumos. E, nu, eu... Cât asta... E, nu, eu nu sunt. Nu, vorbesc serios, nu. Auzi, tu cânti în spaniolă, engleză, română, ce mai cânti? În portugheză. Franceză, germană, portugheză. Foarte frumos. Piesa aia în portugheză mi-a plăcut foarte tare. Mulțumesc. Vrei să-ți cânt un pic? Da. E o piesă foarte tristă, să știi. Dar e frumoasă, de dragoste tristă. Se întreabă ce mai faci tu. Fata care cântă. Ce mai faci tu? Cel care mi-a schimbat viața. Motivul liniștii mele și a surâsului meu. Spectaculos. E o poezie piesa aia. Și cum sună în portugheză? Nu, stai amusă, nu mă sune telefonul. Nu mă sunați acum. Mama lui Feli, mai stați Doamne, puțin. Deja ai spart cu mama. Sunt, abia aștept să mă rog să o pup. Stai numai. Să-mi intru în stora. Cum vai você? Eu preciso saber na sua vida. Peço alguém pra me contar sobre o seu dia. A noite é céu, eu preciso só saber como vai você, que já modificou a minha vida. Iar am emoții. Vem, que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer a seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Frumoasă limbă. Ai făcut exact ceea ce eu mi-aș dori de la un om. Să-mi cânte a capela. Bine, tu, eu m-am drăgostit de tine, dar asta e problema. Dacă vrei să mă îndrăgostesc de tine, sigur că da. Cântă ceva a capela. Vrei să-ți cânt? Am un bărbățel ciovanela. Aș vrea să... Nu. Aș vrea să... Uite, știu că ești compozitoare și lucrătoare cu versuri și... Și uite, o să... Eu am făcut niște versuri de dimineață. Vai de mine. Da. Și vreau să-mi faci melodia. Uh-huh. Am scris, m-am trezit, am zis, ce îmi vine în dimineața asta, scriu și am scris așa. Le-am scris aici ca să nu le uit, că am scris și le-am pe o bucată de șervețel. În ziua în care eu, sau aici eu sau tu, tu m-ai sărutat sau hai, eu... Hai, lasă-mă! Nu, scuză-mă. Super vers, scuză-mă că te-am întrerupt. Al doilea, eu cred că al doilea te lovește, știi cum? Un amplex. Fii atentă. Tu sau eu?
ți-am, știi, în funcție de gen, să articulăm cu verbul, tu mi-ai dat lumea peste cap. Te rog să faci această melodie. Uite, îți dau și un ton, un G major. Și acum tu... Mă descurc, ai fi surprins. Ziua în care tu m-ai sărutat, formidabil, am crezut melodia, mi-e de toată viața peste cap. Buzele tale duși ca mielea, ochii tăi îmi dau plăcerea, mă la dandă, fii orice mi-ai făcut că mă omori. Au, 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 au. Buzele tale duși ca mielea, ochii tăi îmi dau plăcerea, mă la dandă, fii orice mi-ai făcut că mă omori. Au, au, au. Băi, sigur va fi hit. Va fi. Mama. Foarte frumos cântă fata asta. Foarte, foarte frumos. Carmen? Cântă. Da, 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 da. Frumos. Cred că rupe live. Scuze. Nu știm. Cred că live cântă foarte bine, ca să zic că rupe. Cred că îndoaie. O, Dumnezeule. Da. Frumos timbru, frumos, frumos. Hai, ziua în care tu m-ai sărutat. Vai, mie-mi place orice gen de muzică. Ce o dacă nu le cânt? Mult îmi place. Uite cum conduceam. Sore. Eu și primesc un mesaj pe care l-am citit, bineînțeles, după ce m-am oprit, de la prietenul nostru Brenciu, care mi-a spus că s-a trezit târziu cu această solicitare. Dar știi cum e, între prieteni nu există târziu sau devreme. Așa că iată, acest video este pentru tine, din partea mea. Noi suntem prieteni, suntem niște prieteni atipice, în sensul că asta pentru toată lumea să știe, știe, ca descrierea, prospectul de la medicamente. Noi avem o comunicare aparte, eu asta am simțit-o dintotdeauna. Nu vorbim în fiecare zi, nu ne vedem săptămânal. Deși am avut o perioadă în care ne vedeam marțea la ora 2:30. Da, 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 da. Dar ești o persoană dragă mie și mă bucur mult de tot că așa rar cât reușim și când reușim să ne unim chakrele. Ce zic, nu? Te pup. Ce fain, Sorina. O, Doamne. Știi că eu cu sora am jucat tenis. Știu, dragă, știu că te-am refuzat și eu de toate dățile. Ai putea să vii, s-ar putea să fie noua ta pasiune. Mie nu-mi place să fac sport, mă chinui să-mi placă. Nu, asta o să-ți placă. Înainte de a intra în emisie, am rugat oamenii pe Instagram să-mi trimită întrebări despre tine. Și cineva mă întreabă pe Instagram, pe Instastory, dacă ești fericită. Ua, ce întrebare! Pf. Nu sunt. Nu. No. Ce ai zis de asta? Cred că e bulversată. Nu. Am mințit fără să vreau. N-aș putea să răspund cu da sau nu. Pot să spun că sunt incompletă. Ca și tine, probabil. Că îți lipsește muzica. Îți lipsește muzica împletită cu oamenii. În rest, sunt fericită. Sunt fericită, dar sunt incompletă. Interesant, asta ne face să ne dorim mai mult. Un tip, Cătălin, mă întreabă cât de mult râzi zilnic, Feli? Doamne, ferește. De ce nu mă întreabă cât de mult plâng? Că plâng mai mult decât râd. Ah, uite, o întrebare din partea lui Cătălin. Cât de mult plângi zilnic, Feli? Nu, în sensul că eu sunt sensibilă pământului și plâng la absolut orice. Și de bine, și de rău sunt... Fii atentă. Sunt o fire veselă, să știi, dar sunt sensibilă. Măi, ești un munte de sensibilitate, da, sunt. De generozitate și vreau să spun că aș vrea, deja visul meu după podcastul ăsta, știi care? Să mergem la un film să plângem împreună. Vai, de-abia aștept. Deci, mergi cu mine la Rita, o să plâng de 1000 de ori dacă îl văd. Bun. Dar e plâns mult? Nu știu. Eu plâng și când mă... Deci, eu recunosc că sunt plâng. Plâng la, și când plâng, citesc romane. Plânsul e cea mai bună descărcare.
plânsuri, și de supărare, și de fericire. Cea mai bună, cea mai bună încărcare, cumva. Da, descărcare, și nu, descărcare, știi care? Uite, de exemplu, ieri seară cu nevastă mea, cred că am râs amândoi, vai de mine. Deci noi râdem până plângem. Ce tare! Deci asta, asta e stilul nostru. Foarte tare! N-ai văzut așa ceva? Pentru că ești pregătită, ești practic pregătită. Înainte de cele 10 întrebări, am pentru tine una dintre piesele care au rămas marcante în istoria evoluției umanității. Pentru mi care... se pare atât de frumos podcastul tău. Stai că... Bine zis, bine făcut. Nu serios. Nu serios. Adică e atât de... Nu mă face să mă simt așa oficial, așa. Vina podcast. Sună așa. Podcast. Să știi că... Feri, vina mine la podcast. Auză? Dar pentru că te cunosc pe tine, ca să-mi termin ideea, și că ești așa, eu știu că ești sensibil, eu te-am văzut de la vocea, te-am văzut de la repetiții, te-am văzut cu concurenții, te-am văzut și când te nervai, că tot din sensibilitate, și eu știu că ești sensibil și în întâlnirile noastre așa, mi-e drag de tine, Horia. Chiar mi-e drag de tine. Eu... Și chiar ai un podcast aparte, să știi. Îți mulțumesc foarte frumos și mă bucur foarte mult că spui lucrurile astea, pentru că altfel aș fi crezut. Vezi? Dacă te-am pe tine ca și fană, ca și urmăritoare, ca și om căruia îi place muzica, atunci am totul. Pentru că sunt într-adevăr prizonierul. And when the hero comes. Băi, dar unde-s? Așa, astea-s. Deci, nu... I had it all. Man, I sleep away. Care era asta? Ah, Mariah Carey. Love takes time. Oh, love takes time. Yeah, heard it so much. Could it be that I mama, no, mama, 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 mama. I don't wanna be here. I don't wanna be here alone. Mulțumim foarte mult pentru deschiderea concertului asta nostru. Asta nu mă gândesc. Auzi, zici tu de tăiat. Dacă n-am mâncat șaorma cu Andreea Bereclanu, că ne-a plăcut amândurora șaorma aia. Eu vreau să... Știu că descoperă... Lumea se descopere natural, într-un mod natural. Natural, într-un mod de televiziune, știi cum? Eu nu mă mai machiez ca să mă intru la televizor de vreo an de zile, bun de zile. Dar toți berbanții de vârsta mea, băi, e pudră, lasă-o pudră. Da. Și de fiecare dată și copiilor le-am spus, suntem pe scenă, băi, altar e scena, da. Sfânt da. E omul care ne vede, dar în același timp, dacă nu suntem natureli, fermecători, n-am făcut nimic. Da. Pentru că suntem cu toții prizonierul acestor muzici. Cum a trecut, doar timpul e de vină, doar el le descoase și coase la loc. Cum a început, într-o seară senină, fără să știm că punem paie pe foc. Bună străină, te-am găsit, te vreau doar pentru mine. Credeam că sunt în drum greșit, până când el m-a purtat către tine. Spune-mi când ai de gând să pleci, mi-am găsit locul în inima ta. Nu mă lăsa cu nopțile reci, prizonier în liniștea mea. Prizonier în liniștea mea.
deșarte și promisiuni. Și promisiuni. Ăsta eram și așteptam să vină un suflet pereche să facă minuni. Bună străină, te-am găsit, te vreau doar pentru mine. Credeam că sunt pe-un drum greșit până când El m-a purtat către tine. Spune-mi că n-ai de gând să pleci, te-am găsit locul în inima ta. Nu mă lăsa cu nopțile reci, prizonier. Mulțumesc frumos, dragii mei, astăzi ne pregătim de, atenție, de întrebări. 10 preguntas pe... 10 preguntas pe... Deci știi că am făcut și desene animate, așa că sunt expert. Cizme îmblănite sau bocanci? Vai de mine. Aha. Bocanci. Noi suntem... Păi pun șosete groase, ce ai crezut, bă? Ciserom. Băi, dar mai există compania asta? Da, da, da. Păi Ditai Fabrica. Ditai Fabrica? Vă rog, trimiteți-i. Suntem descus de Hector Malo pe aici. Auzi, atenție, mergem mai departe. Bătaie cu bulgăr sau șemineu? Șemineu. Păi și atunci cu bocanci ce faci, mă, mamă? Bocancii sunt cu... Mă rog, asta e viața. Dar nu contează, mie mi-e fric tot timpul. Cătălin, când s-a mutat în țară, în luna martie, eu aveam 26 de grade în casă. Wow. Auzi, așa te rozna pachetul. Săracă, zicea Cătălin, îmi erau buzele uscate, nu așa? Pentru toți care au buze uscate, dați... Atenție, liniște! No, fii atent. Vezi că întrebările sunt grele. Așa. Ceai fiert sau vin fiert? Ceai fiert. Băi, am dat tot pe invers la astea, bă. Băi, Cristiane. Cristiana a pregătit următoarea. Filme la mall sau intimitatea căminului? Intimitatea căminului, cu tot felul de filme. Intimitate la mall? Intimitatea la mall? Păi dacă mă duc la Rita Franklin, când mă duce iară Romantic Silivestru, Cătălin, soțul meu, așa? Și rămânem 5 oameni, suntem romantici. Nu, corect, intimitate. Nora Luna va avea un frate sau o soră? Eu acum, în momentul ăsta, da? Și nu mă ascund să zic lucrul ăsta, așa? Îmi asum. Da? Eu acum, în momentul ăsta, nu mai simt să vină așa, prin corp, încă un frate sau o soră pentru Nora. Dar îmi doresc să adopt. Încă nu simt că e momentul, că nu simt că încă suntem atâta de... Încă nu știm cum se face treaba asta și dacă suntem pregătiți. E așa un roller coaster la noi, știi? Dar asta vreau să fac și aș vrea pentru când vom înfia. Pentru că eu știu că la un moment dat asta se va întâmpla. Și nu fac manipulare că o să se uite Cătălin la noi. E foarte delicată treaba asta pentru, din ce văd, și pentru noi cu adopția. Ne dorim, dar ne e frică. Încă. Pentru că am văzut cazuri în care s-a făcut diferență între copilul născut din carne de omul tău și copilul adoptat, indiferent de vârsta la care ai adoptat copii sau familie în care a venit copilul și a fost iubit ca și cum a fost din carnea lui. Și aici suntem un... Pentru că e foarte risky. Știi care e faza, Horia? Acum intrăm într-un subiect foarte delicat pentru mine. Cu toții vrem
o bilă albă acolo în sus, în cer, la Dumnezeu. Așa. Și majoritatea oamenilor, pentru că suntem superficiali și că omul la bază, în instinctul lui de supraviețuire, sub toate formele, și spiritual și nu numai pe pământ, vrea să facă el ceva să fie bine, ca să fie lui bine mai încolo. Mm. Și cunosc familii în care care au adoptat că eu ce faptă bună am făcut. Am înțeles, știu. Înțelegi? Am făcut o faptă bună. Eu îmi doresc din toată inima și Cătălin la fel să facem pasul ăsta, dar mie mi-e frică să nu facem diferență între copii. Nu îți fie frică, ai telefonul meu, rezolvăm situația asta fără probleme, numai că atunci când simți, nu că te împinge cineva de la spate. Nu, că nu e chestie de împins de la spate. Eu îmi doresc, dar încă nu simt că suntem pregătiți, în sensul că și pandemia asta de 2 lei ne-a dat atâta peste cap și toate planurile noastre și tot și mi se pare așa, băgam și piciorul așa o piedică mare. Și eu eram atâta de hotărâtă și atât de sigură pe mine și unde eram aici așa high energy, sunt... Știi că la un dat și eu ca și tine m-am băgat, nu un picior, ci două, ale mele sunt și mari, că mi-a spus Cristi la început că nu jucam elastic bine, dar ideea este următoarea, că mi l-am scos pe amândouă și am zis, ok, pandemie? The pandemic time! Da. Și am zis, ok, pandemia sau eu? Și am făcut podcastul. Foarte mișto oricum. Te trebuie să ai curaj să faci. Eu n-aș putea să fac așa ceva. Da, dacă spun următoarea întrebare, nu o să fie mișto. No, ia. Fii atentă ce răspunzi. Nici nu pune presiune, știi? Nici nu pune întrebarea și deja mă doare spatele. Vals cu Smiley sau podcast cu Brenciu? Podcast cu Brenciu, că vals am tot cântat. Ok. Piadă de aici. Asta aici e o întrebare tare. Aici ai focul iubirii acum. Caltaboș sau caracatiță? Vai de mine, caltaboș, normal. Caltaboș. Fără nici un pic de Squid Game acolo, nimic? Nici nu m-am uitat la Squid Game, lasă-mă. Normal, jumări de astea. Următoarea întrebare, poate cea mai dramatică. Scuză-mă că ești vegetariană, era porc. Porc. Sebeș sau Seychelles? Sebeș. Tot acasă te întorci. Copacabana. Așa, mergem mai departe. Duet cu Sore sau Alina Eremia? Păi cu Sore am făcut. Și cu Sore am o chimie foarte bună la scris, să știi. Ich weiß. Adică ne punem în studio țaca-paca. Paca-țaca. Cu amândouă. Știam că să mă... Și bineînțeles... Știai? Nu, serios, mi s-ar părea interesant așa. Da, știu. Ăla cu Egiptul, cu Whitney Houston și cu Island, mai ții minte. When you believe... Podcast asta se înțelege numai pentru iubitorii de muzică. Iar acum a 10-a întrebare. Fiți atenți. Asta e o întrebare tragică. Bolero l-a răsărit în Vama Veche sau Armin Van Buuren l-a întold? Bolero la Vama Veche. Pentru toți fania Armin Van Buuren. Hey, da, din chiere și dă și tu un subscribe. De capul meu. Da. Și s-a dus, și s-a dus, doamnă și domnilor. Și mă duc. Mă, cum era, mă? Și mă duc. Ta na 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 na. Și să nu uităm că e Crăciun. Doamnă și domnilor, am învățat de la mama lui Feli următorul lucru. Apropo, cozona că ai făcut-o de ea. Zi! Ai mințit! Ce? Și ăsta ai făcut de mama? Da. Du-te, mă, de aici. Ai făcut de mama mea? Da. Fii atent. Se ia cozonacul. Și-o plâns că-i se arde cuptorul, nu? Stai. Se ia cozonacul. Se bagă în lapte. La fel cum încerc piese noi. Da, să mă edităm. Te-am văzut cum ai mâncat și mi s-a dus. Mare brânză! Eu... Săraca mama! Din bătrân!
arde cuptorul, mamă, dar vă fac cozonac. Că la felii ne vestește, niciodată n-a ciripit Moș Crăciun. Moș Crăciun. And when a hero comes... Dragii mei, astăzi a fost o zi formidabilă. Da, te-ai așa că trebuie să-ți iau cadou. Tu l-ai, Doamne, că nu mai știu ce să bea. Vai de mine, mi-ai dat lapte și am băut vin? Da, no problem. Nu acum. Ăsta este cadoul nostru din partea ta, să-l bei cu, în intimitatea căminului, cu iubitul tău. Ăsta este un Chateau Valvis, roze. Și pentru mulțumim. Că... Eu odată am scos un parfum cu numele meu de femeie. Nu numele meu de femeie, parfum de femeie cu numele meu. Te pup, Al Pacino, care de acum o subscribe. Mie mi-a plăcut foarte mult. Deci am avut șansa de a face un parfum de bărbat și unul de femeie. Dar ăsta de femeie... Ce, tu ai făcut parfum? Da, mă, e HB for her. Du-te, mă, de aici. Eu n-am știut. Ce tare! Hurea! Uite, fii aici, deschide-l, dă-te, miroase-l și explică-ți, spune ce zici. Dacă zici și e nasol, accept, îmi asum, zi-mi. Happy. Acolo este parfumul pe care orice femeie îl poate avea pe ea. Și după aceea, femeia neînfricată, știi cum se fac reclamele la femeia neînfricată, femeia care vrea de toate, femeia care... Să știi că și sticla și recipientul, tot la toate am participat. Lasă-mă că mă duc acasă, îmi place asta. Îmi place că e dulce. Nu mă pricep la parfumuri, Horia. Nicio problemă, dacă îți place, perfect. Vai, mulțumesc pentru cadouri. Nu, eu îți mulțumesc, dar nu înainte. Vezi tu, de fiecare dată mi-e place masa asta plină de nebunii. Pentru că acum, dragii mei, urmează lucruri simple. În fiecare zi vi se întâmplă lucruri simple, bucurați-vă de ele. Astăzi a fost o ediție absolut senzațională de Crăciun, alături de Cristi la chitară, la cajon Sergio Ramos și Eddie Van Halen la pian și chitară bas. Ne bucurăm foarte mult că ați fost alături de noi, ne vedem luna viitoare, dar până atunci, eu știu că acest podcast va fi dat și iară dat și iară vizionat. Bucurați-vă de muzică! Da. Muzica este... unul dintre lucrurile acelea simple de care v-am spus. Până atunci, Feli, te iubesc și abia aștept... Mamă, ce mișto miroși și... Happy for her! Și ca să întregesc ideea... When a hero comes... Mulțumesc, Shrek! Mulțumesc, Andreea! Răzvan! Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus, vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa ca un fulg în palma ta pentru mine. N-ar fi prea puțin. Nu caut cuvinte greu de înțeles, nici multe motive ca să cer albastru eu și tu. Mi-e de ajuns dar muzica, mi-e de ajuns primirea ta, lucruri simple voi păstra.
place tu așa cum ești, așa cum ești. Când mă cer și când mă iert și speranța că nu te vei schimba. Crăciun fericit, Feli! Crăciun fericit! Crăciun fericit, copii! Merry Christmas! Moș Crăciun, nu uita să dai subscribe! When a hero comes along